Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, articolul 12. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de asociere la toate nivelurile și în special în domeniul politic, sindical și civic. Partidele politice la nivelul Uniunii contribuie la exprimarea voinței politice a cetățenilor Uniunii. Constituția României, articolul 40. Cetățenii se pot asocia liber în partidele politice. Eu și cu TIC suntem doi. Deci ne putem asocia. Cum putem face un partid politic asociindu-ne noi doi în România? Legea numărul 14 din 2003 a partidelor politice zice cam în felul următor la capitolul 4. Zice că înregistrarea partidelor politice, în articolul 18, avem nevoie, printre multe altele, de actul de constituire împreună cu lista semnăturilor de susținere a membrilor fondatori. Bine. Avem nevoie de o declarație privitoare la sediu și la patrimoniul partidului. Acum, referitor la liste. Se mai spune în articolul 19 că lista trebuie să cuprindă cel puțin 25.000 de membri fondatori, domiciliați în cel puțin 18 din județele țării și municipiul București, dar nu mai puțin de 700 de persoane pentru fiecare din aceste județe și municipiul București. Când am citit legea, m-am apucat, ca un băiat harnic ce sunt, să adun semnături. Am adunat eu singur vreo 2000, după aceea am plătit niște studenți din Moldova, am cheltuit cam 3000 de euro, care au muncit vreme de un an și au adunat și ei. Aici sunt vreo 9000, 11000, și nu le-am adunat niciodată până la sfârșit. Am alegut pe foc, pentru că legea asta e o tâmpenie. Așa că am hotărât să nu mai adunăm, să nu mai mâncăm rahatul care ni se lovesc unii și să încercăm să schimbăm legea. Cine ne ajută? Asta o țin. Asta e prima. O țin. Amintire.